Au mai rămas doar câteva zile până la alegerile locale. Pe 10 iunie 2012 vor avea loc alegerile locale, în urma cărora vor fi aleși consilierii locali și județeni, primarii și președinții consiliilor județene. La nivel național, peste 18,3 milioane de persoane au drept de vot la alegerile locale, acestea putând vota numai în comuna, orașul sau municipiul în care au domiciliul, iar în cazul în care și-au stabilit rezidența în altă localitate, numai dacă au făcut acest lucru până cel târziu în 10 martie 2012. În municipiul, deci, vor fi amenajate numai puțin de 26 de secții de vot, iar peste 33.000 de persoane sunt așteptate în ziua alegerilor la urne. Secția de vot cu numărul cel mai mare de alegători este secția de votare numărul 14 și anume școala generală numărul 5 de pe strada Pepineriei numărul 6, unde sunt înscrise pe liste numai puțin 2.681 de persoane. Totodată, la creșa de copii de pe strada Lea Tomis au fost amenajate 3 secții de votare pentru persoanele care locuiesc pe străzile Lea Tomis, Alea Ghioceilor, Alea Gladiolelor, strada Dealul Rozelor, Matei Corvin, strada Unirii, strada Bisericii Ortodoxe, strada Bucovinei, strada Daciei, strada Fericirii, strada Păcii, Dealul Rozelor, strada Maramureșului și strada Unirii. Aici, în total, vor vota peste 3.000 de persoane. Foarte important de reținut este că au drept de vot cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor, și cetățenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în România. Alegătorul primește 4 buletine de vot, câte unul pentru Consiliul Local, Consiliul Județean, primar și președintele Consiliului Județean. Consiliile locale și consiliile județene se aleg pe circumscripții electorale pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale. Primarii comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și primarul general al municipiului București, precum și președinții consiliilor județene, se aleg pe circumscripții electorale, prin scrutin uninominal.